Anunț șoc făcut de premierul austriac Sebastian Kurz. Austria refuză să primească noi refugiați afgani, cu toate apelurile Uniunii Europene la solidaritate și umanitate. În plină criză umanitară în Afganistanul căzut în mâinile talibanilor, cu zeci de mii de oameni disperați să scape de teroarea instituită în țară, cancelarul austriac Sebastian Kurz spune că Austria nu trebuie să mai primească refugiați. Nu sunt de părere că ar trebui să primim mai mulți oameni în Austria, ci dimpotrivă. Nu se va întâmpla un astfel de lucru în timpul mandatului meu. Să primim oameni care nu pot fi integrați reprezintă o problemă uriașă pentru noi ca țară, a declarat cancelarul austriac. Sebastian Kurz nu neagă faptul că talibanii sunt cruzi și că în Afganistan condițiile de trai sunt teribile, însă declară senin că țara sa nu poate face nimic în această privință. Șeful guvernului de la Viena nu a uitat însă să ceară comunității internaționale să facă tot posibilul pentru a ameliora situația în țara lovită de criză și să primească refugiați. Declarațiile cancelarului vin într-o perioadă în care Austria încearcă să scape de refugiații care au unele probleme cu legea sau care nu se integrează, după cum s-a exprimat Sebastian Kurz. Până la sfârșitul lunii iulie au avut loc 474 de evacuări din Austria către alte state europene, iar în România au ajuns numai puțin de 115 migranți de la începutul acestui an.